cum intri pe strada Gării pietonală pe dreapta. Dacă vă uitați pe strada Gării, ce clădiri sunt neterminate și nerenovate, sale primării. Vă spun garantat. Fiindcă ne ligăm pe cei care au terenul de la OJCL acolo, sau cum se chema, de la IGO, de la ce este, a lăsat o mizerie în mijlocul orașului. E proprietar blocurile de Nistru. Am avut încă o acțiune. Poate la licitație. Urmează. Eu sper că dăm bani. Păi, îl scoateam de mult. Dar pentru faptul că 5 luni de zile am bătut pasul pe loc, nici n-am avut surse. Acum, momentul acesta, am dat drumul deja la licitații, la tot. Dăm drumul și la proiect, o să vedeți pe SEAP refinanțarea. Deci, eu zic că suntem în graficile care, și în programul care ne-l pregătim de vreo 5 luni în urmă. Dar asta este. Cele doi monștri. Și la intrare în complex, de parcă îmbiem pe cei care intră pe acolo să ne arătăm ce e mai frumos. Am mai făcut un control, să nu-i spun razie. Și ei cred că ce s-a întâmplat acum e nimic și am datele din 2012, din 2013, am toate controlele care s-au făcut de poliția locală, poliția circulație, jandarmerie, poliția circulație, poliția municipală, jandarmerie. Și le am situații, cu cine locuiește, cine a locuit, de unde a venit. Acum le punem și le confruntăm. Cine era în 2012? Cine a venit după mări și țări și s-a aciuiat pe acolo? Cine a venit anul trecut? Cine a venit și unde? Ce i-am luat? În vara aceasta o să-i vedeți că le punem o mașină la dispoziție și unde are căsuța lui părintească, acolo să duc. Prima formă. Prima formă. Unde ce să duc? Dar liniștit că avem soluție pentru tot. După aceea, vedem pe cei care, la fel, abuziv, au intrat în cameră. La fel, să ducă de unde au venit. Găsi pe cineva de acolo și zice, e în concubinaj cu X? Sau e cu nu știu unde? Și cum? Ok, să fie în concubinaj la țară. Îi aducem pe toți, după ce mai eliberăm în D, am făcut expertiză la C și D. C-ul am făcut că știam că i-a lăsat un pic de colț. Și mi s-a adeverit ce s-a spus. N-am încă raportul final. Dar prima discuție când au venit cei că pe ce au făcut testări și tot, a zis că ăsta, dacă vrea pe răspunderea, cui ori vrea să-l cazeze înăuntru? Ei nu garantează pentru niciunul, dar pentru primul sigur nu. Fiindcă curge apa aia continuu, la subsol, de la subsol să duce, e o nebunie ce-i pe la subsol. Nu mai spun ce-i pe sus. Se întorc înapoi unde? Cort. N-am ajuns încă. Sunt totuși cetățeni ai Uniunii Europene. Și au drepturi. Deci, așa se va întâmpla. Anul acesta o să vedeți ce e culcat. Vorba aia lor? Fără număr. Nu știu câte erau. Eu știu. Dar erau apartamente? Deci ce este jumate nelocuit deja. S-au mai dus pe sus că e vară și decât cerul liber că plouă, mai s-au așezat pe acolo, da? Stau la umbră, da. Nu, pe locul acesta vom reface. Există un proiect pe care n-am avut susținerea financiară să-l fac. Sunt niște locuințe sociale ușoare, dar foarte bine izolate termic. Putem să o facem după ce am dărâmat. Subsolul a turnat placă frumos jos, încheiată pe structură și pe sus s-a ridicat cu două etaje frumoase, cu tot ce trebuie. Mai mutăm de în stâncă și în dreapta. În deu mai sunt oameni ok. Nu toți sunt. Sunt și care au servici, și care merg, și care... Acolo s-a dus, că n-au posibilități. Sunt 5, 6, 7, aici unde să plătăm? Păi v-am spus că o parte din ei se vor duce în Dunăreana, când se va termina, după aia și când o să termin în Dunăreana cele două, o să-l fac și pe acesta social. Mai avem un loc pentru un bloc social care l-am depus pe ANL-uri, pe bani de la buget. Ușor, ușor, eu zic că până la sfârșitul mandatului îl culc și pe celălalt jos. Și cură zona. Și pe locul lui construim un alt bloc din acesta de locuințe. Fiindcă zona s-a curățat, zona s-a sistematizat. Mai aveam în DDIG și ne edig anumite persoane care, într-o anumită perioadă,
ca să li se ia un teren de lângă o anumită casă, li s-a dat niște locuințe ANL-uri acolo. N-au plătit un leu de când s-au mutat și până acum. Am reușit și am dat afară. Fiindcă acea persoană, într-o anumită perioadă, într-o anumită zonă și lângă o anumită casă, nu mai avea forța ca să-i mai țină acolo. Și au zburat. În locul lor sunt libere apartamentele, le renovăm și când vom da ANL-urile în toamnă, le băgăm și pe acestea la pachet, că tot bloc de ANL-uri sunt. Și se vor da 120 acolo, plus 4, 5, 6, câte ori mai apărea între timp, că mai avem în instanță, destui. Mai avem și în EDIG, acolo pe undeva, pe următorul, mai sunt câțiva tot într-o anumită perioadă, date și cu o anumită formă. Și ei cred că merg în continuare. O să-i dăm. E zob. Dacă vă duc să vedeți un apartament după ce i-am dat afară, te îngrozești. O să-l reparăm, că asta este obligația noastră. Luăm bani pe chirie, trebuie să și reparăm. Le facem și mergem în continuare. O să vedeți că de digul deja l-am izolat ploua de sus până jos. Dar nu că picura. Era și voi când plouă. Toți oamenii ăia stăteau pe acolo. L-am refăcut, am reparat în interior, mai avem cele 3-4 apartamente care i-am evacuat să le reparăm și în momentul acela le dăm la alți tineri care doresc să trăiască în condiții civilizate și să plătească pentru asta. Întrebări? Sper că nu în 14 ani cât a durat calafat. Nu știu. Terenurile pentru tineri căsătoriți. Ieri am dat telefon la inspectoratul poliției de frontieră. Da, tinerelule. Păi nu că tineri căsătoriți nu înseamnă câtă vechime ai căsătorit. Proaspăt, nu. Tineri. Până în 35 de ani, da. Deci am garanția că într-un termen foarte scurt, cele 4.000 și ceva de metri, aproape 5.000 de metri de la lângă poliția locală, ni se vor încredința tocmai pentru așa ceva. Facem o sistematizare, ducem utilitățile și le vom da pentru tineri căsătoriți cu niște proiecte tip. Anumite proiecte, adică nu vine face unul din chirpic, unul din tulă, unul din nu mai știu ce. Încercăm să le facem cât de cât o formă pentru două camere, trei camere, nici foarte mari, ca să aibă posibilitatea să le și fac. Avem destule. Nu știu, n-am, dar am spus celor de la patrimoniu să-mi fac biblioraf separat cu cei care vor pentru tineri căsătoriți, pentru teren, cei care sunt cu ANL-uri, cei care sunt cu locuințe sociale și mai sunt cei care vor să cumpere din fondul locativ de stat. Fiindcă vom mai avea o rundă de... Eu sper ca să termine instanțele și în septembrie până la începutul octombrie să am decizii definitive ca să pot să execut până la 1 noiembrie. Că dacă trec de 1 noiembrie mă prinde maiu. Nu mai am voie. Iarna au scăpat. Și atunci mai sunt în blocurile din fondul locativ de stat, mai sunt locuințe care la fel încercăm să evacuăm. S-au mai disciplinat. Când au văzut că nu e așa de simplu și că i-am dat pe mulți afară, au început să plătească. Nu știu, au luat credit, s-au împrumutat, au venit, au făcut eșalonări, au făcut. Ușor, ușor intră într-o normalitate. Peste tot sunt în oraș. Deci orice locuință, deci cele din fondul locativ de stat, sunt cei care nu le-au cumpărat, au fost chiriași după 90, eram toți de altfel, nu le-au cumpărat de la OCL-ul, și au decedat. Și au rămas libere, rămân ale fondului locativ. Numai. Da, doar. Acum, după punctul meu de vedere, mi se pare enorm de ieftin cum le cumpără, că sunt stabilite la prețurile de nu știu cât, deci cu 80, 100, 110. Dar, ce se întâmplă? Nu, că aici, deci, ce se întâmplă? Au obligația să preia și pureci. Și sunt 4-500 de milioane. Atunci ce să-i mai... Să duce, să înțelege cu asociația, eșalonează, să înțelege cu DADP-ul, să înțelege cu toți ceilalți care mai au datorii și cad la pace cu apa, cu canalul, cu tot ce și cad la pace ca să-l plătească într-un termen sau o eșalonare, ceva. Dar are avantajul că îl cumpără, poate să-l cumpere mai ieftin. Dar vă spun, le-ați văzut că au fost publicate, au fost zob.
Până intrăm la ziua adunării Maringhiocel și cu workshop-ul, te-ai plictisit, nu? La cât ai vorbit, da. E interesant. Ați văzut ordinea de zi? V-ați uitat repede la numărul 1, dar numărul 2 nu l-ați văzut? Nu l-ați uitat, că v-ați văzut până la primul. Vei, presă de scandal. Repede să băgați bățul prin gard, așa. Băgați bățul prin gard, așa, să-l răsuciți. Ia ce spune punctul 2. Proiect privind aprobarea regulamentului de acordare a sprijinilor financiare persoanelor aflate în dificultate pentru realizarea instalațiilor interioare de încălzire prin distribuție pe orizontală în condomiile din municipiul Giurgiu. Simplu. Deci avem blocuri în care sunt probleme foarte mari. Din cauza la 2-3 care chiar nu au posibilități financiare și nu au nimic, ținem un bloc și nu putem să-l acordăm pe orizontală, ținem un bloc în frig, ținem. Și atunci am gândit, n-aveam bani atunci, nici acum nu știu câți bani am, dar o să-l demarăm. O să stabilim un plafon, cine intră, intră. Deci, condiții. Da, era pe apă. Condiții. Și acum face Consiliul Județean, vor să ne ajute. Da. Au zis, domne, avem niște bani, ne-au rămas rezerve și nu te vă uitați, domnul consilier, că s-au schimbat treburile la Consiliul Județean. S-a deschis băierile pungii și ne dau bani cu ghiotura. Așa e, nu. Păi am venit și eu cu mașina. Haideți. Deci, intră la ca și condiții. Deci, ca și condiții privind acordarea acestor sprijine financiare, salarii pe membru de familie mai mic decât minimul pe economie sau una din persoane să fie o persoană cu handicap de gradul 1 sau toți să fie membri pensionari, toți membrii familiei să fie pensionari cu pensii mai mici sau egale decât minimul pe economie. Tocmai ca să fie o... Nu știu. Ați văzut? Am dat acea facilitate pentru persoane ajutor de încălzire. Completare la ajutor de încălzire. Ne-am luat un calcul 5 miliarde sau da vreo 3. Deci nu, par, dar nu sunt. Că... Și eu am crezut că oamenii au salarii mici pe un blocuri, dar și în general în policlinică. Credeam că o să punem noi primăria 30% și oamenii să pună 10%. Nu, nu. Cred că un singur bloc am cu 10%. Restul toți am cu 20%, ca o pensii mari. Există. Există. E proiect pornit deja. 507 apartamente în policlinică sunt deja, eu cred că finalizează luna aceasta proiectul tehnic și studiul energetic, raportul energetic, studiul energetic. Și proiect documentația necesară de punere pentru o finanțare. 507 s-au mișcat cel mai repede. Am în oraș, în acest moment, am foarte multe blocuri care doresc. Apar o problemă. Și aseară mi-au explicat-o în negru vodă. Sunt blocuri cu 4 scări. 3 scări vor, una nu vrea. Nu vrea. Și e pe bloc. O să mai fac cu aici. Dom'le, unde, ca să nu pierdeți, unde e o scară unde locatarii nu vor să intre în programul acesta, mai merg o dată să explic că, până la urmă, nu plătesc mare lucru. Plătim noi toți și plătesc întregi și e o lucrare monobloc. Degeaba le fac ceilalți la erupere termică, că dacă nu e lucrarea făcută unitar pe tot blocul, parter, etaj, ăsta, pe acoperiș și subsol, e degeaba. Toată ruperea termică se va duce la ei și vor avea egrasie, vor avea tot ce e rău. Bă, nu toată lumea trăiește așa de bine. Uite, e un punct de vedere. Dacă Ana, îmi faci un rând diplome? Okay. Asta putem să dăm. Da, asta ce să spun. Băi, când eram în armată, erau ordinea bonificațiilor, ci, eu știu, a felicitărilor. Sau așa. Era mulțumire în fața frontului. Poză la tablou de onoare, acolo, la panoul de onoare, permisie și nu mai știu ce. Și asta era. Și avansare în grad. Da.
Și condiții de plată 50% din valoare, dar nu mai mult de 500 de lei, plata direct către executant cu o condiție ca ei să facă dovada plății că au plătit cei 50% deja celui care a făcut lucrarea. Hai, și v-am dat acum teme. Acum asta este, știi cum? Eram om de afaceri și îmi plăteam datoriile la buget. Și venea guvernul, N guverne, și spuneau, ștergem toate datoriile. Și mă uitam ca prost în oglindă și ziceam, păi de ce le-ai fi plătit eu? Când am început să nu le plătesc eu, au început să ne blocheze conturi. Penalizări și nu știu ce. Așa că, cum o dai tot, nu este bine. V-a plăcut de ziua Dunării? Ca și acțiuni? Nu v-am văzut pe toți pe acolo. Băi, la voi era o problemă. Ca să văd ca not ca presei. Păi unul trăgea așa, unul trăgea cu stânga, unul trăgea cu dreapta, unul punea frână. A luat apă? Există un Dumnezeu pe lumea asta. Nu, chiar a fost o acțiune care, în momentul în care noi vom finaliza acest proiect european cu canalul Cama, chiar s-o să vedeți. Vor fi mult mai dese și e păcat să avem un canal liber și fără. Marin Ghiocel, mâine o să primiți invitații. A doua ediție, nu mai plouă, nu mai ninge, anul trecut a fost un frig de, cu stoicism am stat în fața acolo și tot anul ăsta e cald, nu plouă. Hai mă ziceți, hai, puneți întrebări. Deci, toți mi-au imputat, toți, o parte a eșichierului politic mi-a imputat de ce am pus pe ordinea de zi. În condițiile în care două luni înainte mă pisaser la cap de ce nu pun pe ordinea de zi cu Ionel Dinu, ca și prima dată, păi nu, că la Ionel Dinu e treabă clară. Acum dacă îl pun mă dă în judecată și câștigă și mai și plătesc. Da. Pentru că la vremea respectivă când eu am pus pe ordinea de zi, cum să zic, am întins așa un pic legislația. Aveam avizul de nelegalitate al secretarului, dar puteam să-i fac de râs. Fiindcă au tot insistat, treceți-o pornea de zi. Ok. Cum s-a mai întâmplat și în alte cazuri, domnul secretar, la începutul ședinței, spunea, pentru punctul acesta, nu are aviz de legalitate, drept urmare, indiferent ce veți vota, e lovit de nulitate. Și ar fi spus consilierii, atunci nu votăm, că nu are sens dacă îi vote. Dar tot ei insistaseră. Când cu două, trei zile mai încercau pe domnul consilier să-l atragă pe partea dreaptă a eșichierului politic, au venit și au spus să le retragem după ordinea de zi. Și au găsit un motiv plauzibil, eu nu știu ce a scris acolo. Deci întrebarea. Formarea protocolului semnat de PSD și PPD de săptămâna trecută. Veți promova, dacă au înțeles sau o retrage? Păi n-am cum să o retrag eu, eu am crezut că m-am făcut bineînțeles. Deci, dacă ați observat, tot ce s-a adresat Consiliului Local, eu am fost obligat de lege să ies cu el în fața Consiliului. Că n-au votat. Mulți au venit și au zis, dom'le, vreau să iau, să concesionez un teren în Buricul Târgului. Da, ai tot dreptul să ceri. Am pus ordinea de zi, Consiliul a zis, pas, nu facem noi. Și a încheiat. De ce să mă dea în judecată pe mine că fac un abuz în serviciu și nu-i promovez dreptul lui legal? Dom'le, de ce ai luat dumneata decizia când era adresată Consiliului? Nicio problemă, era adresată Consiliului. Consiliul trebuia să ia decizia asta. De ce ți-ai rugat dumneata dreptul ăsta să te erigezi în mai mare decât Consiliul? Să putea înainte. Că nu vroia cineva înainte, nu scotea pe ordinea de zi, puteai să plângi la ușă cu lacrimi. Acum am zis, nu, e dreptul lui, ok. Au venit, de aceea vă spun că această, discutam și astăzi, vis-a-vis de legalitate și de, eu știu, modalități de a contesta. Când te dă afară, eu știu cum era la PSD, n-am citit statutul PPDD-ului, dar la PSD, când te dădea afară organizația, normal trebuia să te dea afară organizația municipală. Deci, acum știu cum este aici, dar dacă eu spun cum este statutul și e la fel, putea să-i dea și cei de aici. Când te dădea organizația, trebuia să te dea organizația ta, locală. Și acolo aveai forma de a contesta la organ, la organizația județeană, la
biroul ăla de contestații și nu știu ce, disciplină și nu știu ce. Dacă nu erai mulțumit, te duceai și contestai la nivel național. Și îți dădea. Când te dădea afară BPN-ul, nu mai aveai unde să te duci. Decât dacă erai membru într-un organism superior de conducere al partidului. De exemplu, pe mine, când m-a dat Luci, când m-a dat domnul Bădălău, în februarie sau martie, că îl deranjam eu pe Luci, și ai zis, ia-l după capul meu, suntem în alianță acum, ia-l să nu-l văd aici, m-a dat Giurgiu. Eu eram membru în Consiliul Național. Deci el n-avea dreptul să mă dea, să mă... organul ierarhic superior care gestiona, adică BPN-ul. Dacă țineți minte când l-a dat pe Joană, l-a dat BPN-ul și a contestat tot la București, la Comisia Națională de Litigii și nu știu ce. Ori, aici, dându-l direct BPN-ul PPDD-ului, deci Biroul Politic Național, și neavând o funcție la nivel național, n-are nicio cale de atac. Că n-are de ce să ducă. Deci l-au dat ăia de sus și s-a încheiat. De aceea n-are, nu va avea nicio șansă, indiferent că se va duce în justiție, să conteste. La domnul Dinu e altă treabă. Odată că n-au respectat, PNL-ul au un statut așa de democratic. Nici nu, da. Asta este. Iar la momentul în care l-au dat sau i-au retras sprijinul politic cei de aici, nu puteau să ceară cei de aici, fiindcă i-au candidat pe alianță. Iar conform statutului PNL-ului, el avea drept de contestație. Colo, colo, inclusiv în justiție. Ceea ce a făcut. Vă să auziți discuții că... Da, fiindcă aici este o scăpare a legii. Normal, ornea de zi, cu privire la încetarea de drept. Deci, ia act de încetarea de drept a mandatului consilierului local. Ia act. Dar nu. Dar tot legea administrației publice locale spune că orice decizie în Consiliu se ia prin vot. Deci ei trebuie să voteze că iau act de încetare. Nu că votează pentru păstrarea sau plecare. Ei votează pentru că iau. Nu vreau să iau act. Nu vreau. Nu. Este exact ca Măruiu. Dar este exact ca Măruiu. Deci Măruiu a pierdut procesul, fiindcă PSD-ul a dat în judecat, a pierdut procesul, dar după ce terminase mandatul de consilier. Acum să pune întrebarea. În perioada cât a votat, dacă a fost o singură dată, o hotărâre de consiliu, care s-a luat la limită și votul lui a fost de ajuns casă, atunci aia e lovită de nulitate. Mai stă cineva să le caute. Asta e. Așa că mâine e prima pornea de zi, presa. Nu mai sta să glumiți, să râdeți. Se aude că la următoarea ședință va fi cu domnul Vladu pe ordinea de zi. Că vor să propună liberali. Nicio problemă. Păi n-au cum să propună liberalii, mă, că e o chestie de partid aici. Și este o situație existentă, care trebuie lumea să o ia. Până ne-a fost o situație la 2012, da? Când populația a votat așa. Ce facem? Schimbăm regulile jocului în timpul jocului? Că nu mai îmi convine că iau jucăriile și plec, că au ei acum 6%, că au 8%, nu mai contează. Era la o situație... Cine? Cui să-i dau? Păi de ce, domnule? Să știți că eu am plecat cu o echipă și merg cu aceeași echipă indiferent. În momentul în care se discutau, și asta vă spun, dumneavoastră, le-am spus-o și lor, în momentul în care se luau în discuție schimbarea viceprimarului, ei trebuia să demonstreze că politic, deci aia era lovită de nulitate, dar iarăși, în PNL-ul existau la un moment dat și niște eminențe cenușiu care mai studiau legislația și le mai trăgea de mânecă. Bă, stai ușor, că nu e chiar așa. Nu e chiar. Ca să schimbi un viceprimar, trebuie să demonstrezi că există o altă majoritate politică. Ce majoritate legală? Nu că am furat trei de dincolo și au votat ăia. Trebuia să spui cum au făcut la București,
Dom'le, ne-am unit pe PDD-ul cu PNL-ul, PDL-ul, ăștia sunt consilierii noștri, altă majoritate politică, schimbăm. Avem dreptul. Dar aici, ce majoritate? Că ăștia au 10, acolo sunt 7, 2 și 1. Ce majoritate politică decât între, faceți calcul, între 10 cu 1, nu, 10 cu 1, și majoritate politică. Între 10 cu 2, nu, între 10 cu 2 sau 10 cu, 6, cu 8, atât se poate face majoritatea politică. Inclusiv Ionel nu poate să meargă să spună, domnule, eu fac o majoritate, el încă vine din USL, ca și ceilalți. Deci ei poate să zică, da, domnule, noi mergem și facem altă majoritate. PSD. Domnule, treaba lor. Vreau liniște. Vreau să se așeze odată la masă și să lase bățul ăsta pe-n gard și să lase orice luptă de asta, să-i rup majoritatea lui Barbu, să-i rup aia. Pentru ce e atâta scandal ca să-l mut pe nu știu cine e consilier dintr-o parte, să-i dau un post în altă parte, să creez niște probleme acolo? Ce să întâmplă? O victimă atrage alte victime. Știu bine ce spun. O decizie luată sub forma aceasta va atrage alte, fiindcă strici un mers. Dacă ai luat un om, un conducător de mașină de aici și pui pe altul, ăla se duce pe altă mașină. Ca să-l duci pe altă mașină trebuie să-l dai pe altul afară, să-l pui. Și uite așa o să ne dăm afară. De ce? Când era o situație normală. A, când ai pe cineva, cum este la Tracum, în care e a doua licitație și nu văd nicio mișcare a lui să zică, domne, mă zbate, a doua licitație și a scos-o cu 75% acum valoarea autobuzelor și le scot în continuare și el nu câștigă în justiție și nu e nu știu ce și se alege praful de Tracum și de transport local și de tot, și atunci ai bază reală și legală ca să faci o schimbare. Dacă îmi vii și îl trimesc pe unul care n-are studii decât agricole să testeze la voce pe cineva, mi se pare o chestie aiută. Adică este sub demnitatea cuiva. Eu nu-mi permit, când vreau să dau pe cineva afară, măcar trimit unul mai valoros decât ăla să-l testez. Nu trimit pe unul mai slab. Eu lucru pe care vreau să-l înțeleg. Un consilier personal e angajat în instituției, da, al Consiliului Județean. Da. El ia bani de acolo. Deci el face, consilierul personal al meu, mă zice, face ce vrea. E omul meu în teritoriu. Taie. Hai, Ane, spune tu, dacă s-au plictisit, au luat-o pe Caterinca, pe aici. Au luat-o pe discuții politice. Workshop privind reabilitarea sit arheologii. Nu le citești tot ce scrie pe acolo, dacă le faci informarea și le dai... Esențial. Anul acesta vom avea cea de-a doua ediție a școlii de vară. De data asta vom să facem la nivel internațional. O să fie o colaborare cu Universitatea Ion Mincu de arhitectură din București, Universitatea, de fapt, Școala Superioară Tehnică de Arhitectură din Madrid, Universitatea Alicante și Universitatea Alfonso X, care sunt specializate pe restaurare și arheologie. Adică data asta nu ne jucăm, vom face specialiști. Ce vrei să le spui, că am zis că ne-am jucat la pădure? Nu, adică în sensul că, da, nu m-am, eu am multe, multe în cap de spus, dar pe scurt... Aici da, nu, adică specialiști pe cetăți medievale, pe restaurare și arheologie. Vrem să învățăm de la celelalte țări care au știut să-și promoveze monumentele și să mergem pe o linie directă, pentru că nu vreau să zic că s-au pierdut atâția ani, dar nu s-a realizat până acum ceva efectiv pe cetate. De bune practici. Da. Exact, cea de la Veliko Târnovo și așa mai departe, cetăți medievale. În condițiile în care noi am făcut, deci noi suntem pe lista de așteptare la Institutul Național de Patrimoniu. A fost un răspuns strict, scurt, de genul sunteți pe listă, când vom avea finanțări sau când vom avea buget, vă vom finanța. Deci suntem pe lista de așteptare, nu ni s-a spus un termen, așa că în condițiile în care nu avem fonduri, primul lucru la care ne-am gândit a fost conservarea ceea ce avem. Deci nu putem să reabilităm până nu, să zicem așa, vindecăm sau măcar să păstrăm ce avem și apoi să vindecăm.
Școala de vară va avea două teme. Va avea un studiu de amplasament și o propunere arhitecturală. Studiul de amplasament, de ce? Pentru că probabil că ați observat că cetatea este separată de oraș, și la propriu și la figurat. Adică nu are nicio conexiune cu... și nu creează niciun interes pentru zona centrală. Și atunci, studenților se va da ca temă un studiu de amplasament prin care să creeze relații cu centrul orașului, cu parcul alei, să vedem modalitatea, propunerile lor de rezolvare a acestei probleme. Și a doua, o propunere arhitecturală care nu se va baza pe restaurarea totală a cetății, cum probabil mulți se gândesc, ci pe conservarea ceea ce avem. Nu știu dacă ați avut timp să observați că blocul acela din care este realizat, sau nu știu, amprenta cea mai rămas din cetate, efectiv s-a fărmițat. Deci calcarul știm că e un material care se macină ușor. Și atunci am zis să, printr-o propunere arhitecturală, să acoperim, să creăm o atmosferă, un ambient și să-l includem într-un circuit turistic. Lăsăm posibilitatea arheologilor să lucreze 5, 10, 20 de ani, cât au nevoie să sape, să... vom vedea în propunerile studenților, vom vedea exact viziunea lor, cum simt ei refacerea volumului. Și bineînțeles, bineînțeles, suntem în colaborare strânsă cu toate instituțiile implicate pe partea de monumente. Din lipsă de fond, da. Ei, tocmai prin propunerile astea, noi nu închidem șantiene, le lăsăm deschisă posibilitatea de a cerceta în continuare. Singura chestie e că noi vom acoperi printr-o construcție. Deci va fi o carcasă, nu știm forma. Bineînțeles, deci noi am vorbit cu, chiar la această școală de vară va fi invitat și arheologul Dan Căpățână, care a lucrat 20 de ani. El ne va, să zicem, ne va îndruma pașii și ne va da din experiența sa. Și... acum aș vrea să vă spun de ce nu s-a făcut ani de zile, că poate și-a dorit și fostul primar și ceilalți. Când a intrat în acest, eu știu, stup și încep să te duci să iei avize. Să trezește, nu, doamne, păi n-am terminat în colțișorul ăla, mai avem un colț. E clar, e fiecare cu meseria lui. Și atunci, sigur aveam aceeași problemă, n-aveam descărcare arheologică pentru tot, mai să trezea, sau dacă să pai o gropiță pe acolo și așa să trezeau că nu știu ce ai făcut. Așa va fi o construcție care va sări în ochi, prin forma ei, o ceva din sticlă inox... Nu, se va face ca o carcasă, ca un sarcofrag deasupra, o formă de alei deasupra solului, în care să te plimbi cu culoare, din colțulețe cu afișe, panouri, cu zone în care ți-ai un audioghid și te plimbi și acolo când ajungi în dreptul ăla zici, jos era colțul nu știu care, aici stăteau gărzile, aici stăteau nu știu ce, te plimbi pe deasupra, iar jos nu umbli deloc. Poate să vină arheologi să zgârme, să facă ce ori vrei pe jos. Exemplu pe Lipscan, deci practic putem vizualiza ca pe o machetă, dar nu avem acces, pentru că... Noi, să lucrăm acum pe studii de fezabilitate, acum să vedem pe proiecte, deci... N-are sens. Am stat și ne-am gândit, deci au fost multe discuții la nivelul acesta, și cu arheologi, și cu muzeografi, și cu persoane care restauratori. Și au spus, oameni buni, n-aveți de ce să vă apucați să reconstruiți, fiindcă încă nu știm cum a fost și cum au fost. El a fost bombardată, dărâmată, ridicată, dărâmată, ridicată. E foarte greu să vii acum să faci o machetă în aici. Pentru ce o faci? Niște ziduri care, jos de tot, să va vedea o dunguliță unde sunt zidurile astea și sus ai făcut alte ziduri din ce le faci. N-are sens, mai bine lăsați, care are valoare mult mai mare, mai, chiar școli de vară, după aia de arheologi, să zgârme pe acolo, iar lumea să vină să plimbe pe sus, să-i vadă pe aia cum zgârmă, cum mai pune ceva. Păi nu să-i spune că noi punem un capac deasupra. Păi nu mai există umezeală, deci nu mai există umezeală, fiindcă este acel proiect care îl facem, să facem ecluza
și nu mai vine umezeală încoace. Nu mai există capilaritate să urce. Se face un pot suspendat, Camelia, se face un pot suspendat. Nu punem noi vice primar. Ceva, o formă care să... ceva care vizual să-l atragă pe cel ca turist să se ducă să vadă ce e acolo. Și când se duce, vede niște pietre, a dat banul, a luat leap și așa a plecat. Că așa facem și noi. Dumneavoastră când plecați până alte părți și vă duce autobuzul nu știu pe unde să vedeți. Și așa entuziast te duce acolo. Mâine mergem să vedem vestigiile unde a stat Solomon. Și te-a dus acolo, ai văzut niște pietre, ai dat banul prima dată și ai intrat înăuntru, ai văzut niște pietre și ai ieșit repede afară și că s-a fost tot, da. Asta e. Deci cam asta, n-ai ce să arăți la cetatea Giurgiului. Dar măcar o vede de sus. Ați văzut. Bun, alte întrebări? Că s-a încălzit lumea. Nu vă mai dau o tapă, că aveți chef de stat. Vă mulțumim. Ce mă bucur. Dacă mai vreți detalii...